Ideea a pornit de la, practic, cum ar vedea copiii sărbătorile de iarnă, a pătrund în mintea copiilor. E o adevărată provocare. Vă invităm să vedeți expoziția noastră, care se desfășoară aici, în holul mare al Casei de Cultură. Concursul județean Sărbătorile de Iarnă se desfășoară în preajma sărbătorilor. Tema aleasă este colaj și pictură. Pentru preșcolarii de la grădinițele din județ, cât și pentru cele din țară, premiile se vor da în funcție de nivelul de vârstă, 3-4 ani, 4-5 ani și 5-6 ani. Am rămas surprinși, sincer, de această prezentare. Executate foarte frumos, tehnică variată, tehnică mixtă, am găsit foarte multe lucrări interesante și din punct de vedere cromatic, axate foarte bine pe subiect. Și în principal criteriile de evaluare au fost originalitatea și creativitatea copiilor și nu în ultimul rând tehnica, modul în care au organizat și au realizat din punct de vedere tehnic aceste imagini. Este un proiect al grădiniței Campionii în colaborare cu Primăria orașului Mioveni, un proiect care tinde să lărgească orizontul copiilor, al preșcolarilor. Presupune lucrări de pictură, colaje, foarte multe machete. Noi suntem piticii.